Bună ziua, domnilor! Rețeta de astăzi este un toner care are mai multe întrebuințări. Ingredientele necesare sunt coaja de la o portocală, coaja de la o lămâie, aceeași cantitate de lavandă, aceeași cantitate de rozmarin, aceeași cantitate de salvie sau salbie și cantitate dublă de mentă. Cum procedăm? Punem 100-150 ml de apă la fiert, în care punem toate aceste ingrediente. Lăsăm să fiarbă 2-3 minute, după care stingem, strecurăm 50 de ml din această soluție, peste care punem 50 de ml de oțet de mere. Le punem într-o sticlă închisă ermetic și lăsăm să se odihnească pentru 2 săptămâni la un loc rece și întunecos. După 2 săptămâni, peste această compoziție, vom pune alți 50 de ml de apă de trandafir, care se obține prin fierberea petalelor de trandafir în apă, în puțină apă. Culoarea, v-am spus-o și în alte videoclipuri, va fi un roz închis. Deci adăugăm peste această soluție cu oțet de mere și infuzie de toate ingredientele spuse anterior, alți 50 de ml de apă de trandafir. Agităm bine și putem să folosim ca astringent pentru coșuri și acnee. Cu ajutorul unui disc de demachiant, un disc de vată muiat în această soluție, noi punem pe întreaga suprafață a feței acest toner. În același timp se poate folosi precum aftershave și ajută și bărbații care au această problemă de coșuri sau de acnee. Se poate folosi precum deodorant, punându-l într-o sticlă și spruțând, pentru că este un deodorant natural. Sau putem să-l folosim ca inhalant împotriva durerilor de cap, împotriva migrenelor. Aceasta a fost rețeta mea. Eu sper că v-a plăcut. Nu-mi rămâne decât să vă sărut și să vă spun pe curând. Ciao!